Domnului Haiu. Clar. Politică, ală înșală. Acum, clar. Acum, la a treia cale, astăzi, prima joi din acest nou sezon, am zis să încep cu mai tare așa, adică să fie și gălăgie, că la noi când apare cineva de la PSD e cu coruri și cu urale, e cu ciuma roșie. Cum PSD-ul a trecut mai rar pe aici, e adevărat, din 2004, când Adrian Năstase a prezentat știrile alături de Traian Băsescu că ca și contracandidat. Iată astăzi că în studio am zis să încep acest sezon cu liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, în prezent principalul partid de opoziție și câștigătorul alegerilor trecute, dar care n-a reușit să formeze, nu-i așa, un guvern. Bună ziua, Marcel Ciolacu, bine ai venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bine, poate ar fi reușit să facă un guvern, dar nici n-a fost lăsat. Cine nu a lăsat? În afară de președintele Iohannis, care cel care are prerogativele pentru a desemna un prim-ministru, în persoana domnului Iohannis. Sigur că ați beneficiat și de o campanie de demonizare timp de ani de zile, începută chiar pe vremea lui Traian Băsescu. A fost o campanie bine gândită, nu pentru că PSD-ul nu ar fi avut vina celor, hai să spunem, 20 de ani de guvernare în diferite formule, începând cu 1990 încoace. Am pus și FSN-ul aici. Da, vreo 17. Da. Socotelele mele. Așa? Sigur că atunci când ai o țară care e pe ultimele locuri în multe statistici și care pentru mulți, conform INSCOP, de exemplu, ultimul INSCOP, se duce într-o direcție greșită, sigur că atunci trebuie să împarți și după 30 de ani, un ciclu faustic în care trebuie să facem nota de plată. Cine-i devine? PSD, majoritatea, PNL și el, și așa, PMP, PDL și așa mai departe. Deci o campanie care, după părerea mea, mai mult a stricat actualilor guvernanți decât a folosit. De fapt, dacă știți culisa asta, la ultima discuție în care Iohannis i-a zis lui Orban trebuie să te dai la o parte, ai pierdut alegerile, Orban i-a zis, poate pentru prima dată în cariera sa, în raport cu Iohannis, nu, dumneavoastră ați pierdut alegerile, nu eu. Și de aici a început ceea ce astăzi avem, una dintre cele mai mari crize politice din ultimii 20 de ani, pentru că e o criză structurală, nu e doar un conflict obișnuit între putere și opoziție, e o criză structurală când în 7 ani de zile tu ai 7 premieri. Mă refer și la premierii de la PSD și la premierii de la PNL, Orban 1, Orban 2, în tot șiragul ăsta. Deci instabilitatea exista politică, că nu poți să ai o stabilitate politică în 7 ani cu 7 premieri, asta e limpede, și nici predictibilitate și nici. Toată lumea vorbește de Constituție, că avem una dintre cele mai stabile Constituții în ceea ce privește guvernările. Pentru că este foarte puțin probabil să faci alegeri anticipate. După 30 de ani, și vă dau dreptate în totalitate, constatăm că de fapt e o capcană. Faptul că nu poți să faci alegeri anticipate a ajuns să schimb premieri anual. Toate statele europene au trecut prin alegeri anticipate, până s-au creionat niște coaliții structurale, până au avut programe de țară și mai mult decât atât, mi se pare, în Germania au același ministru la transporturi de 17 ani. Asta înseamnă... Dacă au același cancelar de câți ani? Exact, tot de 17 ani, dar au mers pe anumite domenii unde s-a mers pe stabilitate și predictibilitate. Și normal că au și devenit și sustenabile. De pe care le servesc ca toate partidele. Da. Se vede că sunteți un jurnalist adevărat. Normal că ne lipsesc proiectele de țară. Și mult hulitul PSD sau ciumă roșie mai nou
culmea, în timpul guvernărilor PSD, au existat aceste proiecte de țară și o stabilitate politică și un pact politic, inclusiv opoziție, putere. Și aici vorbim de Uniunea Europeană și de NATO. Eu cred că proiecte de țară există în visteria fiecărui mare partid, aici sunt sigur. Numai că la noi canibalismul politic și răfuiala politică, care este, pe părerea mea, un atavism istoric pe care noi nu l-am rezolvat, a dus la o instabilitate fără precedent și la faptul că noi nu putem să câștigăm nici bani, nici să ne vină oamenii înapoi. Nu. A fost și o creație făcută de Iohannis dintre perdanți. Există, când câștigi, ai o responsabilitate. Când pierzi, încerci să folosești actul de guvernare ca să câștigi. Singurul guvern care a pierdut foarte puține procente a fost guvernul Năstase, după o guvernare și o guvernare foarte bună și profesionistă. Noi ne aflăm cu un guvern făcut din pierzători, care n-au nicio responsabilitate față de cetățeni directă sau răspunderea învingătorului. Și atunci principiile care s-a creat această coaliție a fost să fie împotriva PSD-ului. Total greșit din punctul, mai ales că a venit de la președintele țării, care are cu totul și cu totul alte prerogative, nu acesta. Și de aici a început de cont. Năstase, că deci, văd că toți președinții de partid, foștii președinți de partid, lipsesc din orice fel de adunare de partid și la PNL și la PSD. Stați să ne înțelegem. Toți președinții, foștii președinți, domnul Adrian, lipsesc de pe a avut site interdicție, chiar. A avut interdicție până acum. Da, în drepturile civile, așa, da. Așa, domnul Ion Iliescu, da, știți foarte bine. Vă sfătuiți cu el? Adică mai vorbiți la telefon? Am discuții cu toți foștii președinți ai partidului, mai puțin cu domnul Liviu Dragnea, care n-am avut... O să ajungem și acolo. N-am avut această plăcere... Nici cât timp a fost închis, nici... Așa am auzit. Codrin să-și face partid. Cred că e cel mai potrivit el sau Codrin să spună dacă își fac sau nu partid. Dar ce ați auzit? Că totuși un partid făcut de fostul președinte al PSD... Nu e, stați ușor, că nu e... E un pericol pentru PSD, că ar putea să ia procente de la PSD. Deci, în mod normal, eu ca șef de partid trebuie să mă preocupe dacă cineva din partea asta social-democrată, cum s-a mai încercat cu Ponta, vrea să-mi rupă din procentele pe care le-am. Deci ar fi al treilea președinte, nu? Da. Că și Mircea Geon așa a făcut un partid. Nici unul n-a reușit. Și Victor Ponta. Dacă doi n-au reușit, încerce și al treilea, nu? Poate reușește. Eu nu sunt pentru această variantă, sigur că da, nu, adică nu mă refer la Dragnea, în general la... Se spune că și Ludovic, dacă va pierde, va face un alt partid național-liberal. Am auzit creștin și democrat. Asta e culmea. Adică PNL, CD. Și n-are și un social acolo, că totul să acopere toată, toată sfera politică. Trebuie să ne intre foarte bine în cap, indiferent de nivelul în care ajungi într-un partid. Că ești președinte, că ești secretar general sau vicepreședinte... Nu. PSD-ul înseamnă mai mult decât președinții PSD-ului. O, da. Asta... Și vom fi judecați echivalabil pentru orice partid. Atât pentru rezultate, cât și ce am reușit să întoarcem PSD-ului, care mie unul mi-a conferit foarte multe lucruri, inclusiv un statut social. Ceea ce nu e un lucru, dar să încerci din cauza anumitor frustrări sau anumitor rateuri ale tale, fiindcă Liviu Dragnea, de exemplu, a fost un președinte în ceea ce privește organizarea partidului de excepție. În loc să cauți calea dialogului... Vine din poziția de secretar general, ca să zic. Să vii, să anunți că-ți creezi un partid, mi se pare prea mult. Eu nu am să fac sub nicio formă acest lucru, indiferent. Cu toții suntem trecători în funcție. La un moment dat, ori faci tu un pas înapoi când simți că tragi partidul în jos, ori
atunci partidul funcționează organic, da, și se cuplează oamenii și te schimb. Liviu Dragnea a avut sindromul Escobar și s-a comportat ca atare. Adică apărea un om care a refugiat pe acoperișul partidului la un moment dat. În mod clar n-a știut să gestioneze nici ca... Și o demitizare, și o știm cu toții. Da, e sigur că da. Și o nevoie și asupra bazei partidului de a se schimba. De a veni cu totul și cu totul. Vă mai zic o anume, am ajuns și eu, președintele Ciumei Roșii, să le cer PNL-ului și USR-ului să introducă pe ordinea de zi fără penal în funcții publice, legea în Senat. De care a fost motivația sau... Momentan nu vor să... Ați văzut un penal? Nu. Vă referiți la Câțu? Nu mă refer neapărat la Câțu, că e evident că e penal. Dar ești penal pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, tot penal ești. Cred că trebuie închisă și această temă în societate și de acum să fie o delimitare clară cine accede la funcții publice și cine nu. Este momentul ca în România să tragă această linie. Da. Vreau să depășim această... Ați văzut? Acum, penal, am mai avut discuția asta de pe vremea când principala campanie a USR Plus a fost. Și a fost o discuție constituțională. Penal, am avut și un fost premier al Franței care acum este la înalta curte. Adică... Nu, să facem o premierul distinție Jacques între... Chirac a luat o condamnare asemănătoare cu Dragnea pentru o angajare la partid, în care a luat 2 sau 3 ani cu suspendare. După care, după ce s-a ispășit pedeapsa, n-a mai fost penal. Nu, a reintrat în drepturi total. Ai drepturile de a alege și a fi ales. Exact. Poți să delimitezi, dom'le, poți să candidezi la funcții publice, fiindcă ai acest drept constituțional. E corect să-l ai. N-are cum să-ți interzică nicio curte. Există și prescripție, exact. Există reabilitare, categoric. Nu poți să iei aceste drepturi. Dar, pentru anumite funcții, poți să... De exemplu, Liviu Dragnea nu a putut să ajungă prim-ministru pentru că exista o lege. Nu poate să fie lege numai pentru o funcție sau pentru o persoană. Da, știu. Vrei să fii parlamentar? Ești reabilitat, te aleg oamenii, te acceptă partidul pe liste și PSD-ul, vreau să vă reamintesc, e singurul partid care nu a acceptat niciun candidat la Parlament cu probleme penale la ultima legislatură, dar nu poți să accezi în executivul României. Da, România în executiv, da. Am înțeles. Și atunci face apropo o de discuțiile cu foștii președinți ai PSD-ului, înainte de pauza de publicitate care vine mecanic, întrebarea țineți-o pentru după, cu Mircea Joană ați mai vorbit la telefon, așa că a fost membru și președinte și candidat al PSD la funcția cea mai înaltă stat. V-ați mai sfătuit? Mă, Marcele, faci bine, nu faci bine? Părerea mea, că știu organizația, acolo e o problemă, că chiar dacă e secretar general NATO, până la urmă, Joană, tot un PSD-ist rămâne și cred că funcția cea mai înaltă în stat rămâne una din visele lui până la sfârșitul carierei. Da, discutăm imediat după pub. iPad Air este compatibil cu Apple Pencil și cu notele bune, iar acum îl găsești la iStyle cu preț redus. Profită de ofertele noastre Back to School și pregătește-te pentru un an de nota 10. Te așteptăm în magazinele iStyle și pe iStyle.ro. iStyle este Apple Premium Reseller. No Time to Die, cel mai nou film din seria Bond, intră în cinematografe din 1 octombrie. Până atunci, nu e vreme de pierdut, e vreme de cântat. Intră pe cover-bond.ro și fă un cover Bond după Billie Eilish, Adele, Tina Turner, Madonna, mă rog, ai de unde alege. Poți câștiga 1500 de euro și 10 de alte premii. Nu e vreme de pierdut. Ia-ți microfonul, chitara, harpa, frunza și intră pe cover-bond.ro. Powered by Heineken și Cineforum. Dragi tovarăși,
Sperfoși, tovarăși! Muzeul Amintirilor din Comunism se deschide în această toamnă la Brașov și este în căutare de obiecte cu povești. Toți cetățenii interesați să contribuie la construcția viitorului muzeu sunt invitați să-și scoată de la naftalină obiectele și poveștile din perioada comunistă. Mai multe detalii pe madc.ro. Muzeul Amintirilor din Comunism este și despre tine. O campanie curajoasă de aducere a minte cu un impact puternic asupra emoțiilor cetățenilor, dar și asupra culturii, istoriei și turismului din România. Plăcut de Radio Guerilla. În fiecare luni seara, de la 9, ai program de scandal la Piticul Dejun. Muzică și deranj cu Dan Amariei. Numai la Radio Guerilla. O emisiune bine văzută cu lentilele de contact Bausch & Lomb. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. A treia cale cu Liviu Mihai. Băi, tu nu mai ți-ai luat-o de mult? Cu Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, în studio, vorbim despre România, despre criza fără precedent politică care ne pune bețe în roate tuturor programelor și proiectelor de țară. Vorbeam mai devreme despre Mircea Joană, apropo de faptul că întrebarea are o trimitere foarte clară, apropo de faptul dacă vă mai sfătuiți cu el, mai vorbiți cu secretarul general adjunct NATO la telefon din când în când, sau dacă țineți secret chestia asta? Nu, nu există. Plus, în România nu există secrete. Da, mai... și asta e Vorbesc destul de des cu domnul Mircea Joană și în virtutea funcției pe care o ocupă și normal să mă sfătuiesc pe domeniile unde activează în acest moment și pe zona de relații internaționale. Dar ca și fără o introducere a lui Mircea Joană în politică, fiindcă nici nu are voie. În schimb, trebuie să ne fie foarte clar. Există oameni politici și oameni de stat. Oameni politici care au devenit între timp oameni de stat. Mircea Joană este un om de stat. Și atunci întrebarea firească e, dacă e singur om de stat astăzi cu profilul ăsta în PSD sau fost PSD, că nu are cum să fie membru PSD, nu este el oare cel mai potrivit candidat la președinție al Partidului Social-Democrat din moment ce dumneavoastră nu candidați și nici nu văd un alt profil major în PSD care să aibă profilul de vodă? Că una e să fii premier, poți să fii mai tehnocrat, uitați-vă la Câțu, că e atât de tehnocrat încât nu-l înțelege nimeni, și alta e să ai un profil de vodă, e altceva profilul de vodă. Care ar putea fi varianta PSD-ului, pentru că PSD-ul are un complex aici, complexul iugoslav, cu câștigarea președinției are un mare complex, pentru că în ultimii 20 de ani, de la Iliescu încoace, n-a mai prea câștigat președinția. În primul rând, eu trebuia să creez alte premize la partid. Una dintre ele, faptul că niciun președinte de partid să nu mai poată folosi Partidul Social Democrat într-un interes sau într-o luptă proprie. Bine, și am făcut niște... în regulă, țara înaintea partidului, partidul înaintea noastră. Știți cum noi... am eu primarul de Buzău, Marcele, fii atent că eu înainte să fiu PSD sunt buzoian. Cam asta este logica. Vorba și... celebra lui Pătrășcanu înainte de a fi comunist român, pentru care și-a și luat-o. Da. Este corect ca președintele partidului să nu mai fie de drept candidat pentru funcția de președinte. Și am închis această discuție. Corect. Mai mult... Am avut cazul Dăncilă, care a pierdut foarte lejer la... Da, acolo a fost o capcană. O capcană pe care am scris și eu. Toată lumea, de fapt, intrarea în turul 2 ne-a dus în pragul de disoluție al partidului. Crezând că e o mare victorie, dar de fapt a fost o mare capcană. Și în momentul în care
președintele partidului nu mai este de drept candidat, atunci se creează o concurență. Ca să nu mai fie o decizie a 30 de persoane, 40, 120. Am zis că vom porni alegeri preliminare în toate județele. Alegeri la care o să participe și fiecare primar de comună, de municipiu, viceprimar, tot da, activul primaries, partid. Da, alegeri interne, da. Alegeri interne și atunci toată lumea își asumă respectivul candidat. Mai mult, am zis, în modificarea statutară pe care o să o facem în această privință, să putem să și din exterior, dacă cineva dorește și are o inclinație social-democrată, un om de stânga, un intelectual de stânga, să poată participa la în aceste sfârșit, alegeri. Eu, în opinia mea este o decizie foarte bună, pentru că partidul, eu l-am întrebat personal pe Liviu Dragnea, mult mai de mult, nu la ultima legislatură, dacă nu ar admite o personalitate contemporană de mare profil și respectabil să fie candidat unui partid, ca să nu mai fie președintele unui partid care să intre într-o luptă atât internă cât și externă, care poate distruge chiar și partidul, după cum s-a și observat în cazul Dragnea. Nu poți să vrei alte rezultate și tu să acționezi în continuare doar într-un fel. E clar că trebuie să schimbi ceva. Dacă asta vrei să ai alte rezultate. E o chestie care dă mintea PSD-ului cea de pe urmă. Deci e posibil ca Joana să fie candidat. Nu și-a exprimat până acum Mircea Joana să fie candidatul PSD-ului. Dar ne dacă cunoaștem de peste 20 de ani, ce este normal? Mă gândesc să mai încerc o dată, îmi dau demisia cu 6 luni înainte din funcția de SGR AG NATO și vin să candidez din partea PSD-ului. Sigur, Asta vă spun. Eu nu mai e președintele decizional. Da. Am mutat decizia la baza partidului. Categoric, dacă dorește acest lucru, poate să se înscrie într-o luptă internă. Oricine, am înțeles, al PSD-ului. O să se pune niște, totuși nu facem bălciu. Cred că au românii destul bălciu. Pentru că, Joana, dincolo de faptul că este un candidat pe placul partenerului strategic, asta o știu de când făceam presă în anii 90, când el servea cafeaua la Tom Lantos, senatorul Tom Lantos acasă, dar dincolo de faptul ăsta are, venind de afară, că întotdeauna în România, fiind o țară provincială, când te validează Occidentul și vii pe cal alb de afară, e mai bine decât să vii de la Tecuci sau de la Urziceni cu candidatura în dinți. Totuși românii decid. Știu că ar fi cazul să... Nu, dar ați avea ceva împotrivă, adică asta zic, dumneavoastră, sigur, stabilește votul, BPN-ul, cine stabilește? Nu, mergem cu congresurile preliminare peste tot și congresul desemnează candidatul. Acum, o întrebare din tabăra din tabăra dușmană. Cine credeți? Știți că eu n-am dușman și politici, am adversar. Să-i zice adversară, da. Și sunteți chiar acuzat de multe ori că faceți o opoziție față de adversari amici, așa, nu față de dușmanii așa, constituționale ai PSD-ului care v-au culit zilnic. Dar ajungem și aici. Și vă culesc în continuare. Ce candidat ar avea PNL-ul pentru alegerile prezidențiale? Oricâțu Orban. Și Câțu e un om terminat, cel puțin așa de acord, a spus și Călin Popescu Tăricianu și Vasile Dâncu și Valeriu Stoica. Mai nou. Și a ieșit de vreo 3 ori Valeriu Stoica să spună. S-a activat pentru că partidul din care provine e în pericol și este în pericol din părerea mea, dintr-o manie total prost gestionată a președinte. Deci, Câțu e terminat. Deci, el are 6%, 5% acum încredere populară. Cum ar putea Câțu, chiar și din poziția de președinte al PNL, să candideze fără să aibă o singură șansă? N-are. Orban nu are profil de vodă, dacă eu îl știu pe Orban, din anii 90, de la PNL-AT, când cânta la chitară, se ducea după țigări. Așa, deci, nu văd pentru
candidatura la prezidenție de la PNL venind ceva consistent. Adică nu, poate mai ăștia tineri cum ar veni. Eu știu. Nu mai e bun. Iohannis va ieși foarte nasol din această prezidenție, în opinia mea, după dezamăgirea pe care a livrat-o, cel puțin în al doilea mandat, și după inapetența vocațională pentru pălăria de președinte, pentru președinte trebuie niște skills-uri mult mai mari decât cele de inspector de la Sibiu. Bun, deci n-aveți candidat la prezidenție și nici măcar nu vorbiți despre el? Nu sunt. Că e o locomotivă. Nu, știu. Eu nu sunt. Vor fi. Momentan. Și președintele momentan pune premierul. Momentan vorbim de ce înseamnă scumpiri și nivelul de trai al românilor. Vorbim și imediat pe o criză, pe o criză, și vorbim de o criză politică, din punctul meu de vedere, falsă, mică, la un nivel dus politicul de nivel mare, totuși când vorbești de actul guvernamental, dus la un nivel de comună, să te cerți pe anumite lucruri care țin de bani, de poziții, de câți nepoți îmi angajez, cum ia, fiindcă nu, eu nu văd care e substratul. Totuși avem substratul aproape 2 ani de zile de când nu s-a făcut nicio reformă în România. Lui președintele Iohannis ca în fruntea PNL să fie acest câțu pe care, de care eu n-am auzit niciodată în PNL, de când sunt jurnalist, adică din februarie 1990, eu i-am cunoscut pe șefii liberali veniți din interbelic. Deci aia care trăiau din vechiul Partid Național Liberal. Eu i-am Nicu Enescu, Sandu Lache, Câmpeanu, exact. Oameni care veneau din pârnările comuniste. Deci eu de Câțu n-am auzit. Adică Câțu ca deci liberal... Scaunul brătienilor a ajuns pe mâna unui agent bancar. Orban Orcâțu. E un takeover de partid care o să-i coste pe liberali foarte mult și pe președinte Iohannis, cum să zic, reputația, vorba lui Vasile Dâncu, colegul noastră de partid. Florin Câțu e cel mai bun agent electoral pentru PSD. Adică de aici se naște și discuția. Nu poți să, să gândești tot într-o logică de partid sau de cât ai în sondajele de opinie. Trebuie să gândești și ceva în timp real, fiindcă, indiferent cine vine la noastră în studio, oricine vorbiți, România se îndreaptă într-o direcție greșită. 72% dintre români, și când întrebi direcția care se îndreaptă o țară, în primul și în primul rând, te gândești la actul guvernamental. Ei, cea mai mare greșeală mea a fost când au confundat guvernul României cu un guvern de coaliție. Ați văzut în toată comunicarea publică, după ce au făcut acest guvern, n-au mai vorbit de guvernul României, au vorbit de un guvern de coaliție, pe care l-au transformat pe urmă, efectiv, într-un bazar și într-un talcioc de negocieri între ei. Da, spuneau membrii PNL, citesc din Pantazii de astăzi, un articol foarte bun, care semnalează militarizarea României, de care eu scriu de dinainte de 2010. Spunea că la ora asta nu mai contează succesul electoral pentru președinte, că pe el nu-l mai interesează, el iese nu. Probabil în structuri externe. Îmi pare rău că iarăși facem o astfel de abordare. Vă rog, să aștept. Deci, haideți să ne uităm la președinții Statelor Unite. Întotdeauna, în al doilea mandat, faci marile reforme. Da, e adevărat. În primul mandat nu vorbești de sănătate, nu vorbești de educație, fiindcă dacă începi să faci reforme în sănătate și în educație, pierzi al doilea mandat. Cea mai mare șansă unui om de stat este să intre în să câștige al doilea mandat de președinte, astfel încât imediat, în cei 5 ani, să poată facă ce reformele pe care le solicită oamenii și de care are nevoie România. A pierdut acest... Aici este marea problemă lui Iohannis. A pierdut tempoul prin ambiții de a avea guvern. Eu m-am dus, cum era România și normal... educată. M-am dus... Proiectul președintelui e pe hârtie. M-am dus la consultări și am spus, domnule, e dreptul PSD-ului să propună, nu propun președintele partidului pe mine. Îl propun pe Alexandru Lafila, fiindcă suntem într-o
criză premier, da. Sanitar. Mai mult, părerea mea, domnul președinte, este să facem un guvern de Uniune Națională. E momentul, va veni o criză economică în câteva luni și știu și eu, știu și dumneavoastră. A preferat să facă o improvizație și acum ne costă pe toți. Da, cum a preferat să lase guvernului PSD după alegerile, nu astea ultimele, ci penultimele, în loc să-l atragă pe ALDE cu tot cu Tăriceanu de partea celorlalți, de exemplu. Adică, din punctul ăsta, ca driver, ca șofer de țară, ca responsabil de firmă, ca și cap de familie, după părerea mea, Iohannis este mediocru. Dar hai să vedem ce faceți dumneavoastră în criza asta, cum vă raportați la ea. Vreți alegeri anticipate? Vreți să cadă guvernul Câțu? A, nu, întâi să o luăm așa. Vreți să cadă guvernul Câțu? Guvernul Câțu e căzut. E căzut, trebuie să cadă guvernul la națiune. Guvernul Câțu este căzut. Că e compromis, în e momentul, limpede. În momentul în care Câțu l-a schimbat pe Stelian de la justiție, au început și n-ai făcut o altă desemnare conform codului administrativ în 5 zile de alt ministru, deci cu alte cuvinte, ai schimbat compoziția politică a guvernului, în 45 de zile, este decizia CCR-ului, deci nu poate să o încalce nimeni, trebuie să vină pentru un vot de încredere în Parlament. Cu moțiune, fără moțiune. Deci așteptăm 45 de zile nu, astea? Nu, n-am zis lucruri. Okay. Eu am spus foarte clar, PSD-ul va vota orice moțiune care o să vină la vot. Așteptăm să vedem ce se întâmplă la CCR cu moțiunea celor de la AUR și Alianța AUR. Am văzut anunțul că veți vota moțiune. Orice moțiune care vine la vot. N-am înțeles de ce nu ne-am așezat toți trei. Acum era și votată moțiunea și Câțu era... De ce n-am stat toți trei să găsim un text? Sau mă fac că nu înțeleg. Am înțeles. USR-ul a vrut o alianță cu AUR-ul ca în textul moțiunii să nu apară USR. Nu poți să te faci că USR-ul nu a fost la guvernare în această perioadă. Nu poți să te faci că USR-ul nu a livrat nimic din ceea ce a promis. În textul moțiunii apărea guvernul PNL-USR plus jos. Exact, în momentul acela au făcut această alianță cu AUR. Eu am depus, PSD-ul a depus moțiuni pe care le-a contestat Orban la CCR, acum nu mai e de acord contestațiile la CCR, și nu am semnat împreună cu AUR. Dar reprezentantul guvernului, atunci al guvernului Orban, s-a dus la Comisia Europeană și a zis că, domnule, PSD-ul vrea cu extremiștii să dea jos un guvern legitim și susținut de președintele României. Acum USR-ul semnează cu AUR-ul și eu am umblat cu PNL-ul. Dacă votam, sau n-aveam cum să votez totuși, că n-a venit, dacă semnam cu ei, ieșea PNL-ul că, domne, PSD-ul este umblat cu USR-ul. Asta este politică mică. Politică mică, asta vreau să spun și eu, pentru că ce ar fi zis alții dacă noi am fi semnat, când țara este într-o groapă, fără precedent, gata să rateze proiecte cu energia, prețul energiei la cer, fără precedent și asta. Cu îndatorarea țării, fără precedent și ea. Și foarte greu controlabilă. Cu cele mai mari dobânzi și foarte greu controlabile și sustenabilă în viitor. Cu pensii care la un moment dat s-ar putea să nu mai fie solvabile și așa mai departe, cred că ar trebui să conteze rapiditatea și eficiența unei acțiuni pentru a pune un guvern stabil în țară, nu mai contează care. Bun, hai să o luăm pe Căprării. Cade guvernul Câțu. Bun. Din punctul meu de vedere, în acel moment nu există altă soluție decât alegerea anticipată. Vreți alegerea anticipată? Nu vreau. Nu mai există soluție. La cât de mult... Am vorbit mai devreme că nu se pot face. Se pot face. E foarte greu. Toată lumea trebuie să înțeleagă... Cât pierde țara la o alegere anticipată? Cam câte luni? Nu, câte luni de... Două săptămâni. Lipsă de proiecte. Cum? În două săptămâni... Luni de zile. Scurtezi perioada de campanie electorală. Dar trebuie să vrea și președintele. Două săptămâni și ai terminat. Nu ține de președinte. Ține de parlament și de premierii pe care o să-i desemneze
președintele, categoric. Bun. Deci, atributul lui. Să zicem că alegeri anticipate nu se pot face. Vor veni cu un alt premier. USR Plus a cerut de data asta, s-a obrăznicit și mai tare, alegând, se pare, cu seninătate și o variantă de a sta în opoziție. A propus premier de la USR Plus, Dacian Cioloș. Am mai avut pe Dacian Cioloș și știm ce s-a întâmplat în România și știm că fonduri europene au fost zero, măcar acum are un trend de creștere, domnul Ghinea, a avut 0,2. Nu au ieșire decât prin alegeri anticipate. Numai, chiar dacă se întorc la masă, va fi o alianță care peste 2-3 luni va ajunge în același impas. Păi, ei văd nu că, funcționează. Văd că a dat afară toți directorii. Ei nu funcționează ca un guvern. Ei nu mai există interministeriale. Eu când deschizi școlile, îți faci sub vicepremierul cu atribuții sau premierul direct, mai ales că e vorba de deschiderea școlii, trebuie să faci interministeriale unde aduci pe absolut toți. Pe cel de la cu vaccinarea, ministra sănătății, ministrul învățământului și ieși către spațiu public cu ceva foarte clar. Ei s-au privatizat fiecare la locul de muncă. Da. Fiecare cu ministerul lui, nu mai coordonează nimeni nimic, nici secretariatul general. Ei nu funcționează ca un oricum guvern normal. În România, în statul nostru, oamenii și instituțiile mai mult se luptau între ele decât colaborau. Singura dată în istoria noastră în care oamenii și instituțiile au tras pentru un țel comun a fost integrarea în UE și NATO. Da, și ce în facem? Rest? Și avem alte două mari provocări, care nimeni nu mai vorbește de avem Schengen-ul. E foarte important și vorbim aici și de portul Constanța și de ce înseamnă comercial, economic pentru România intrarea în spațiu Schengen și mai avem moneda unică. Bulgaria au intrat pe ultima sută, da? Pe ultima sută, rămânem ultimii. Ultimii, da. Deci vorbeam de o Europa în două viteze. Vreau să vă spunem că România viteze. Deja este singură în a treia viteză. Da. Poate grav, mai vin știu. Alții, e grav, dar din păcate criza politică nu se va rezolva peste noapte. Nu am încredere în negociatorul Iohannis. Asta e, adică nu am încredere politică și intelectuală că va reuși să aducă la loc. Trebuie să ai niște negocieri. Câțu trebuie să plece. Dacă pleacă din guvern, șansele lui la partid sunt foarte mici. Bun, pleacă Câțu. Rămân tot cu Turcan, tot cu Ghinea. Ce fac? Se întorc înapoi useriștii? Vine înapoi Sterian? Ghinea nu mi s-a părut atât de rău. Din ministrul USR Plus, dacă e să mă gândesc la transporturi și la fonduri... USR-ul de cine? Au avut... USR-ul de, la transporturi, în afară de ranga de la metrou, câți kilometri de autostradă am făcut în ultimele 9 luni? Da. Nu, am aici o listă a tuturor eșecurilor economice și politice din ultimii 10 ani, așa că știu exact ce spune. Dar ce vreau să vă întreb? Premier, cine credeți că va fi? Pe cine credeți că va propune Iohannis premier? Că trebuie să faceți genul ăsta de, hai să spunem, proiecții de forecast. Cine propune, dar nu cine va fi. Păi cine propune, că mă gândesc că se gândește la Ciucă, domnul președinte. La ministrul apărării naționale. Domnul Câțu va fi din nou propus prim-ministru, după ce cade ori la votul privind noua schimbarea compoziției în interiorul guvernului, ori cade printr-o moțiune de cenzură, indiferent de că este alianței USR. Dacă o votați AUR, USR Plus și PSD, când va veni, dacă nu e... Dacă mai vine o dată cu Câțu, întârzie criza politică, prelungește criza politică, pentru că USR Plus, PSD-ul și AUR nu-l mai vor pe Câțu, nu mai e vorba de aici, doar de USR Plus. PSD-ul nu mai vrea nici pe cei de la... USR, stați ușor. Da, vreți alegeri anticipate, știind că nu se pot face. Nu, dacă celălalt. Două guverne cad, se vor face alegeri anticipate. Dar care e catastrofa să facem alegeri anticipate? Se reașează lucrurile. Cum spunea Iohannis?
Păi nu mai reprezintă... reinstalarea unui guvern în urma alegerilor anticipate durează 6 luni. Nu este adevărat. Păi hai să facem socoteala. Într-o lună campanie, că 2 săptămâni. Director, scurtezi campania, intri în cele 10 zile după ce se desemnează primul ministru și s-a terminat. Domnul Ciolacu, noi n-am fost niciodată japonez la Anemișca în 3 ture politic, adică în 3 să lucrăm zi și noapte ca să scurtăm un calvar care țara, pe care țara plătește în dobânzi. Eu nu cred. Credeți în... că scurtăm calvarul, revenim... Nu, asta vă convine alegerea anticipată, că ajungeți la putere mai repede decât în 2025. Nu neapărat. Nu știu. Veți câștiga alegerile. Știu. Sigur că România au întotdeauna dreptate. Dar ce fac? Rămân tot cu Turcan, cu Barna? Am înțeles, nu mai vreți guvern PNL. Nu mai vrem această coaliție. Ok. Să zicem că nu mai vreți și de acord că așa e rolul oricărei opoziții, este să nu mai vrea cele mai mari 2 partide care sunt declarate anti-PSD, mai că nu și-au trecut în statutul de partid. Mai au să-și tatueze. Și pă, da. Deci, da, aveți cum să-i vreți, că nici ei nu v-au iubit, deci, bun. Să da. Știți că nici eu nu iubesc foarte mult și... Dacă înseamnă că veți și face în momentul ăsta le-și trimit plăcuța aia suedezele și trimit înapoi. Da, păi să faceți că mai... Să fie primită la ei. Exact. Bun. Deci nu faceți guvern cu ei, că deși ați vrut guvern cu Uniune Națională... În momentul respectiv. În momentul în care ați câștigat ultimele alegeri. Președintele trebuie să aibă maturitatea, să vadă ce va urma. De acord. Fiindcă este un om informat, președintele României. Și atunci, dacă nu mai vreți guvern PNL și USR, o să puteți guverna în 2025 cu aur. Știu... Adică care vor cred fi că scorurile va... electorale, păi, în 2025. Eu, PSD plus aur în 2025, spune, dacă nu se întâmplă nimic, plus minorități, vor fi 60%. Ăsta e pronosticul meu. Deci... Nu sunt un mare fan de sondaje, sunt un fan al studiilor sociologice, mă uit, și mă uit la ele. Foarte atent la InScope, în care am încredere. Haideți să ajungem în 2024 și să vedem... Nu, da, noi trebuie să discutăm și variantele, nu? Nu putem să discutăm doar în momentul golului. Nu există țară care să rămână fără guvern. Deci veți guverna cu aur. Momentan, aur și USR au o alianță. Nu, n-au alianță. Haideți să vă spun. Când depui o moțiune, o semnezi o moțiune împreună... Haideți să vă spun eu cum a fost în Suedia cu 2 luni jumate, cred că ați citit postarea. Un partid extremist suedez a depus moțiune de cenzură împotriva partidului de guvernare. Creștini democrații și democrații au votat-o alături de partidul extremist suedez și au dat guvernul jos. Au votat-o. Au votat-o. Nu au semnat-o. Nu, au votat. E o diferență imensă. Când o votezi și o semnezi... Când e o diferență imensă. Semnezi că vrei să dai jos guvernul. Nu e o diferență imensă. Vă agățați de nuanța asta. Legitimezi, că, da, legitimezi, da. Nu legitimezi prin voi, legitimezi prin semnătură. Știți la fel de bine ca și... Știți foarte bine că USR Plus n-ar face o alianță cu USR aur Plus guvernare. A legitimat în acest moment aur. Asta este adevărul. Nu e adevărat. Aurul este legitimat de cetățeni. Nu. Aurul nu are nicio condamnare la niciun tribunal internațional. Dar nu are nimeni că e nici... Aurul este partid extremist. După dicționarul politic, partidul extremist adoptă măsuri radicale gen naționalizări sau măsuri violente de stradă. Deocamdată încercarea... Antisistem l-a făcut... Exact cum a fost și exact. USR. Mâna dreapta domnului Maior Remus Ștefureac l-a denumit partid antisistem. Nu este un partid antisistem. Atributele s-au oprit la antisistem. Acum, dacă PSD-ul e întotdeauna, în sistem, întotdeauna, face parte din sistem, înseamnă că nu puteți orice, guverna antisistem, cu ei, da. Întotdeauna, în orice țară, există o plajă, o plajă de până la 20% de cu oameni care partid antisistem. Să îndrepte publicitate către și ne întoarcem cu Marcel Ciolacu să facem puțin vorbire despre politica României. KFC prezintă Box
Boxmaster Supreme. Un wrap bogat în ingrediente și gust, savuros, dar și messy datorită mărimii și a ingredientelor fresh care riscă să cadă pe lângă. Două bucăți de pui pe bune, sos răcoros, roșii și castraveți proaspeți, brânză cheddar, totul într-o tortilla delicioasă. Boxmaster Supreme. De mâncat cu poftă, nu cu grijă. Ești într-un col la birou, îți sosește Boxmasterul Supreme de la KFC, cald și bun și tu nu mai poți de poftă. Ce faci? Dă-ne cea mai bună soluție pentru a te bucura de el pe loc și KFC te premiază cu Boxmaster pe săturate în fiecare dimineață în Gherila de dimineață. Cu Dobrogilda, Badea și Matei. Gheri Live Acoustic Session. Luni de la 5 seara, în direct din mansarda Radio Gherila, concert Orchid, cu instrumentele curate. Transmisie video live pe facebook.com/radio.gherila, cu 2 de R și 2 de L. Maestru de ceremonii Bogdan Șerban. One Night Gallery are loc pentru prima dată în Cluj pe 25 septembrie în Parcul Central, în spatele casinoului Centrul de Cultură Urbană. Cea de-a 18-a ediție este dedicată echipei de artiști RISI și este formată din 9 instalații de New Media Art, care reprezintă intersecția între design, natură și tehnologie. Mai multe detalii pe pagina de Facebook One Night Gallery. Ediție susținută de Cognizant Soft Vision și George, primul banking inteligent. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Plăcut de Radio Gherila. Autobiografia unui maestru al literaturii polițiste și de spionaj a țării este o istorisire la fel de captivantă ca și cărțile sale. Aflăm așadar despre peripețiile din copilărie, fuga de acasă, călătoria în Rusia sau înfruntarea realităților comuniste. Editura Publisol continuă seria de succes Haralam Zinca. De vineri 17 septembrie găsim la chioșcuri, în librării și pe publisol.ro cartea Eu, Haralam Zinca, aventurierul, citită de Radio Gherila. Universul entero, escucha! Dacă nu vine Godot, și dacă vine, atunci suntem salvați. Săptămâna asta la Godot, joi de la 8:30 seara, Tangotic, un concert tango nuevo. Vineri de la 7:30 seara, Povestiri culese, un spectacol ca o poveste cu Maya Morgenstern, iar de la 8:30 seara are loc deschiderea Bucharest Short Film Festival. Duminică de la 11 dimineața, Scufița Roșie, spectacol pentru copii în regia Cosminei Dobrotă. Teatrul Godot, Palatul Bragadiru, Calea Rahovei 147-153. Programul la zi pe teatrulgodot.ro. Plăcut de Radio Gherila. A treia cale. Ăsta-i baiul cu nebunul de Mihaiu. Cu președintele PSD Marcel Ciolacu încercăm să descifrăm ce s-ar putea întâmpla bine pentru țară și care sunt variantele în care s-ar întâmpla bine pentru țară. Avem două realități. Nu au încă candidat la președinție. Categoric. Mircea Geoană. Dar avem o abordare cu totul și cu totul specială, nouă, ca să evidați exact ceea ce se întâmplă astăzi la PNL, de exemplu, care numai primaries n-au fost alea. Au fost primaries cu mâna sucită la spate, cum spunea un membru PNL. Și doi la mână, veți guverna cu aurul în 2020. Nu cred. Da. Vom vedea în acel moment. Cu cine ați putea? Eu asta întreb. Vedem. Puteți să guvernați și cu PNL-ul și cu SR Plus. Aurul are o provocare foarte mare. Ei au jucat foarte, foarte inteligent acum cu această moțiune de cenzură și cred că sunt mari câștigători. Pentru că i-au păcălit pe cei de la USR și USR-ul le-a creat o vizibilitate publică în acest moment. E un subiect de la aur, pe care nu l-aveau. Fiindcă ei au fost indeciși, cei de la USR. Au vrut să rămână și în guvern, dar să depună și o moțiune. O tâmpenie mai mare. Nu, să-l dea jos pe Câțu, atât. Tâmpenie mai mare nu s-a... Da, n-au știut, a zis și Valeriu Stoica că aici nu s-au priceput. Puțin, da. Și atunci au prins un culoar celuilalt. Da. Niciodată n-au rezistat partidele mici la două tururi de alegeri. Ce ți-vă aminte de Dan Diaconescu, de UNPR, da, de Pro-România și așa mai departe. Deci provocarea lor, în primul rând, este de a rezista și la alegerile din 2024. Păi de-aia, ce pot să vă spun? Faptul că în opoziție e
creștere este sigur. Faptul că matematic, electoral vorbind, matematica electorală este cu creștere la cei din opoziție. Unii au fost și în opoziție și tot n-au mai reușit. Când alții au fost și PC-ul, au fost și la putere și n-au mai reușit. UNPR-ul au fost și la putere. N-au. Deci partidele folosite drept balama. N-au avut scorul USR Plus niciodată asta, despre care vorbim, inclusiv PMP-ul, PC-ul. Ce pot să vă spun cu certitudine? Puru sau Pro-România sau n-au avut procentele lor. Au fost partide mai mult balama. În acest moment, dacă vă uitați la tot spectrul politic, cel mai stabil partid este Partidul Social Democrat. În acest moment, din orice punct de vedere, v-ați uita. Lăsând la o parte și criza politică, uitați-vă ce se întâmplă în interiorul partidului și la USR, mi se pare că criză au de cadre ce-au făcut, și de personalități și în toate partidele, inclusiv la dumneavoastră în partid. Da, da. Oameni proeminenți sunt deja puțini. Partidul s-a deschis. Numai acest nou PSD, ne place nouă să spună, să spunem că este evident că s-a deschis. În fiecare zi și căutăm specialiști, de exemplu, acum de dimineață am făcut un nou grup pe energie. O să vedeți ce oameni o să fie în acest grup, da, cu soluții pe energie. Eu, Doamne ajută, ca să zic așa, pentru te strângi pe proiecte politice, da, nu faci o coaliție ca să moară Ciuma Roșie, să moară PSD-ul. Aici a fost marea greșeală. Ei n-au avut un proiect politic coerent. Nu excludeți în 2025 să guvernați cu alte partide decât AUR. Categoric nu. Adică, deși PNL-ul și USR Plus au zis că nu vor să facă guvern cu PSD. În acest moment, o zic de ani de zile. În acest moment nu. Cum să facă așa ceva? În 2025 guvern cu PSD, PNL și USR. E posibil așa ceva? Haideți să ajungem în 2025. Păi, eu vreau să ajungem. Românii ce își doresc în 2025 de la poate apar alte partide politice. Am înțeles, o dați pe electorat. Adică dacă țara ne cere să guvernăm nu, cu dușmanii... Nu vreau să limitez lucrurile. Este posibil să apară și alte partide politice. Și asta e adevărat și chiar e și probabil să se întâmple astea. Pentru că segmentul de nehotărâți este foarte mare. Nemulțumirile populației sunt fără precedent. În ultimul sondaj al INSCOP, 63% declară că e mai rău decât în 1990. Ceea ce e foarte grav. Ceea ce e foarte grav după 31 de ani de capitalism. Poate la Cipre este. 63. Eu întotdeauna... Să se uite Iohannis. Da. Știu, da. Domnul Iohannis, văd că dezvelește statuia unui baron la Sibiu. Din punctul adică meu de vedere, o greșeală... Noaptea minții, adică Elisabeta Riza nu are statuie pe care noi o cerem din 2004. De atunci am început campania. Noi, ca să avem cum am cerut-o. În schimb, Bruckenthal, guvernatorul Transilvaniei, are dita mai statuia. Mi se care pare a de avut o... și în istorie o decizie care o știm cu toții. Pe care o știm cu toții și pe care la care s-aș protesta. Bun, deci nu vreți să ne spuneți nimic din 2025, nici cine-i candidatul, nici cu cine. Nu puteți să știți. Are Orban pe doamna de la TVR cu vrăjitoare. Dacă vrește. N-am legătură. Bun, cariera dumneavoastră politică, să ne întoarcem de Buzoian, a început în, hai să spun așa, 2007. De ce zic asta? Pentru că am să vă citesc ceva foarte interesant din 2007. Unde erați dumneavoastră atunci? În 2007. Și vă citez imediat, că durează foarte puțin. Șefii democrației unor instituții din subordinea primăriei înlocuiți la Buzău, directorii societăților Urbiserv, Transbus și Electrica Buzău, membrii IPD, au fost înlocuiți în funcții vineri, urmare a unei decizii a primarului municipiului Constantin Boșcodeală. La propunerea primarului, directorul societății Urbis a fost înlocuit cu socialdemocratul Marcel Ciolacu. Urbis, care, pentru cine nu știe, se ocupa cu asfaltări
plantări de flori, gestionare maidanezi. Cam atunci ați început să fiți vizibil. Nu, eu am fost 2007 aprilie. Sunt unul dintre membrii fondatori ai Partidului Social Democrat la nivel național. Sunt foarte mulți, probabil sunt sute de mii. Nu. Nu sunt foarte mulți, aici vă contrazic, da, dar nu are importanță. De la Buzău am fost doi dintre cei care am semnat în acel moment, eu și domnul doctor Ion Vasile, care între timp a și decedat. Am cunoscut pe fostul senator Ion Vasile. Am avut un traseu politic în care eu nu am ars niciodată nicio etapă. Am fost consilier municipal, consilier județean, viceprimar, prefect, interimar, parlamentar și în Parlament am avut aceeași traiectorie. Am fost întâi secretar la o comisie, pe urmă președintele comisiei, pe urmă am intrat în birou permanent, secretar, chestor, până am ajuns președintele... Ți-ați luat-o de jos, cum ar veni. Nu am ars nicio etapă. Poate la consilier local. La consilier local. Am fost în 2007 numit, fiindcă era atributul... Până la vicepremier în cabinetul premierului Mihai Tudose. Și vicepremier la Mihai Tudose. Cine v-a propus vicepremier în cabinetul premierului Mihai Tudose? Mihai Tudose. Și propus și în momentul în care la partid s-a luat decizia... În Wikipedia scrie că un fost lider al Partidului Social Democrat v-a propus, că nu știu dacă v-ați citit CV-ul pe Wikipedia, v-a propus... pentru a deveni vicepremier în cabinetul, a primit inițial acest birou pentru a-l controla pe Tudose și a raporta activitățile sale lui Liviu Dragnea. Scrie în Wikipedia, deci oricine dă un click, care nu reușise să devină el însuși prim-ministru, se referă la Dragnea, și se îngrijora de faptul că Tudose devenea un jucător de putere în partid. Ciolacu s-a despărțit curând de Dragnea și a devenit un aliat al lui Tudose împotriva conducerii lui Dragnea. Eu cu Mihai Tudose ne cunoaștem. Când Tudose a fost obligat să demisioneze din funcție din cauza schemei lui Dragnea, Ciolacu a fost marginalizat. Cred că... Ați citit această istorie? Nu, am citit-o. E aici, e pe Wikipedia. Vă spun, totuși să vă spun și adevărul. Exact, asta ne interesează. Mi-aduceam ieri la o întâlnire... Ne aduceam aminte de Mihai Tudose, era Valeriu Zgonea, președinta de la Botoșani, Doina, câți am mers prima oară cu TSD-ul. Da, cu TSD-ul, da. Și eram, deci eu cu Mihai Tudose ne cunoaștem de peste 20 de ani, suntem și colegi și prieteni, iar prieteni de familie, și Mihai m-a propus să merg cu el în guvern. De altfel, și atunci, dacă am și hotărât amândoi, de ce a plecat să din și plecăm, să și plecăm a doua zi amândoi din guvern. Cred că Mihai vă poate explica. Nu, dar era, știți, era o presiune și o tensiune foarte... Cred că l-ați întrebat, bă, Mihai, dar unde pleci? Nu, Mihai mi-a spus să plecăm împreună și am spus, Mihai, nu te supăra pe mine, eu nu plec din Partidul Social Democrat. Mai mult, sunt ferm convins că și tu o să te întorci în partid, lucru care s-a și întâmplat. S-a și întâmplat. Bun, acum de ce se spune despre Tudose că e în zona statului paralel? A fost și, vă aduceți aminte, a fost și BPN-ul ăla în care atât Grindeanu cât și Tudose au fost puși să jure cu mâna pe Biblie că nu răspund. Nu, altcineva. Grindeanu. Nici Grindeanu n-a... Cine? Bați-o pe doamna Dăncilă. Dăncilă. Apropiați-vă de dânsa și... Știe domnul... Da, doamna Dăncilă a scris o carte, da. Scrie domnul Codrin. Știe domnul Codrin, da. Cine a... De unde... Trebuie să-ți creezi... A fost... Trebuie să-ți creezi și în interior... anumiți dușmani și să justifici anumite decizii politice pe dușmanul extern care vine. Eu aș vrea să-l invitați o dată pe Mihai Tudose și sunt ferm convins că o să vă explice cu exactitate. Cum este și teoria că Mihai Tudose e bețiv? Vreau să vă anunț că Mihai Tudose nu atinge alcool, nu că nu-i bețiv, nu mai atinge niciodată. N-a atins alcool cu unul de 25 de ani. Am înțeles. Niciodată. Nu-i place să bea. La, împreună, în concedii, revelioane. Nu-i place. Nu atinge.
El, soția, soția lui nu ating alcool. Știu, noi l-am lansat pe Nicolae Văcăroiu ca fiind premier bețiv. Da, da, da. Avea aceeași... Nu, el atingea, nu, el atingea și recunoscut, dar nu atât pe cât spuneam noi. Astea sunt mituri, da, mituri. Acum, că pe Mihai îl ajută fața... Îl ajută fața, da. Îl ajută fața să meargă această teorie cu totul altceva. România este într-o situație fără precedent, adică din punct de vedere al sărăciei. Sărăcia care e o preocupare a PSD. A partidului social. Nu, nivelul de trai este cel mai scăzut din 30 de ani. Exact, mai bine de 3 sferturi dintre români fac față cu dificultate cheltuielor curente, iar una din 7 gospodării nu își poate plăti la timp facturile. Avem... ca să nu mai zic că 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță. Sigur, piața la negru nu s-a luat în considerare aici, nu știu, în statistica asta. Iar unul din 7 români nu-și permite să mânce carne sau pește. 5 din 10 copii au abandon școlar sau nu au, lucrează la negru copii de zona rurală. Care sunt măsurile urgente și revoluționare de reformă pe care le-ar lua Partidul Social Democrat în condițiile în care rămânem ultima găină din aprozarul Europei ca nivel de trai? Adică cancerul acestei societăți este politica. E clar că despre politică vorbim, politica conduce destinul unei politici publice. Politicile publice. Mai dacă ne uităm la vecinii noștri, o să lăsăm o privire în jos de rușine imediat. Cred că trebuie să spuneți 3-4 lucruri radicale, inclusiv în reforma partidului. Pentru că dacă iar începem să punem toți membrii de partid să umplem administrațiile până la circa financiară cu oameni care sunt oameni de pe câmpii, deci cancerul ăsta al politizării a distrus România, un lucru pe care și președintele Mircea Geoană l-a spus la un moment dat, că ar trebui totuși făcut un moratoriu, mi-aduc aminte că m-aș mirat, un moratoriu prin care politizarea să se oprească la un anumit nivel în statul nostru. Cine a promis aceste lucruri? SRU și PNL-ul? Parcă eu așa, de politizare. Nu, de politizare. Cum, trei ani și jumătate. Dar care e cel mai mare partid al baronilor din România? Nu, PSD-ul. Mai dați-mi două exemple. Și PNL-ul. Nu, PSD-ul. Mai spuneți-mi de baroni. De exemplu, PSD-ul are cele mai multe primării. Pe locul 2 este PNL-ul. Asta înseamnă că sunt PSD-iști? Ce sunt baroni? Nu, au devenit baroni, nu. Mulți dintre ei s-au devenit. Sigur, nu mai trăim pe vremea lui Năstase și a baronilor cei gen mischie, celor mai puternici. Unde mai este Sachelarie sau etc. Unde mai este comportamentul acela de vătaf? Unde îl mai identificați într-un lider al Partidului Social? Lider nu, vorbesc de lider. Unde mai identificați? La Focșani? Poate la Focșani să ne gândim la Marian? Ce-i domnul Prișanac? Nu este nici lider, nu este președintele Consiliului Județean, e vicepreședintele la Consiliul Județean, fiindcă așa au hotărât colegii, cum e președintele PSD Francia. Bun. Haideți să-mi spuneți alea trei măsuri, atât interne, adică o altă optică pentru partid, că sunt sigur cât și pentru țară, pentru că nu e bine. S-a repornit Consiliul Național. Și aici a venit Vasile Dâncu și o să înceapă să repornească absolut toate departamentele pe fiecare nivel. Categoric, trebuie să joci și în timp real. Atunci partidul și-a creat și anumite, lângă departamente, și anumite grupuri de lucru, pentru că ne confruntăm cu niște crize fără precedent în România și cu inflație și cu datorii și cu deficite și cu euro explodat și absolut și mai ales cu această criză economie care este... O economie care nu funcționează, cu un deficit comercial de 20%. 600 de mii de companii care de-abia au făcut o cifră care e aproape la jumate cât a Ungariei. Dar nu vă supărați. Deci, sigur că aici... Am făcut împrumuturi de 57 de miliarde de euro. Iar în economie am întors cât a întors Kenya. Exact.
Germania a întors aproape 20%. A recapitalizat. Hai să și le numărăm pe degete, domnul Ciolacu. Măsurile. Ce ar trebui făcut în măsuri economice, sociale și culturale? Haideți să luăm, haideți să luăm ce e urgent în momentul ăsta. Este această criză cu prețurile la energie. E clar că sunt două abordări care nu se exclud unul cu alta. Avem odată consumatorul vulnerabil și am reușit PSD-ul într-o singură zi să trecem prin Parlament, culmea în opoziție. Dar premierul spunea că de la 1 ianuarie trebuie să vorbim despre lege. Aha. Și ea intră în vigoare de la 1 noiembrie, sperăm să o promulge domnul președinte. Am venit acum cu plafonarea prețurilor pe sistem, deja sistemul spaniol, categoric. Da. Și deci există un precedent european. Nu mai putem să spunem, domne, Comisia Europeană are anumite probleme și începe să se extindă și în Italia și în celelalte state, să vedem dacă vom putea trece legea prin Parlament. În punctul meu de vedere, ar fi trebuit deja să dea o ordonanță primul ministru cu plafonarea. Dar când vorbim de criza, în, mai ales generată de prețurile de energie, întâi noi vorbim de noi ca persoane fizice, fiindcă ne-au speriat factorile pe care le-am văzut. S-au dublat. E, ce faci cu economia? Exact. Aceste prețuri se raportează și în economie și la IMM-uri. Tu, prin aceste prețuri, statul român și economia românească nu mai este competitivă cu restul, fiindcă veniturile germanilor nu le poți compara cu veniturile românilor. Asta e urgența. Asta este urgența, pentru că te poți împrumuta. Bun. Trebuie să vii cu anumite măsuri fiscale. Cu alte măsuri, de exemplu, reforma guvernamentală. Mi-aduc aminte, Liviu Dragnea spunea, și am reținut pentru că când este ceva excepțional de la PSD, merită reținut, că avem un guvern nefuncțional ca administrație și ca alcătuire, un guvern cu caroserie din anii 70, un motor din anii 70, caroserie din anii 90 și cu vopsea din anii 2000. Deci o reformă a administrației, un think tank de reforma statului de sus până jos, eu cred că e o măsură radicală o reformă a administrației locale, în primul rând, că pleci de la bază. Fiindcă nu mai și regionalizarea ține și de regionalizare. S-a încercat în acea perioadă, pe urmă s-a scos o minciună că, domne, nu sunt trecute regiunile în Constituție. Polonezii deja o făcuseră și în loc să depună 100.000 de proiecte, au depus numai 1.000 de proiecte și au trecut toate și au avut o absorție de aproape 90%, și după ce România a dat banii înapoi la Uniune, la Comisie, au avut o absorție de 114%, și Polonia se pare că vede acest trend. E categoric că trebuie să... Nu poți să mai ții comune cu 300 de locuitori. Exact. O să vezi perspectiva. E absolut normală regionalizarea. Și aici, domnul Ciolacu, în tot războiul ăsta de 100 de ani, de ce n-avem moratorii pe subiect teme mari? Educație, sănătate, regionalizare, armată. Să avem moratorii de care și puterea și opoziția. De unde pornesc? De la președintele României de 20 de ani avem președinte de dreapta. Ion Iliescu, mulhulitul comunist Ion Iliescu, ne-a băgat în Uniunea Europeană. Mă rog. Pe un. Proiectul de la Znagov. Ion Iliescu, proiectul de la Znagov. Știu, trebuia și zona de... Și Vasile Pușca și toți cei care au lucrat atunci. A trebuit să intrăm și în Uniunea Europeană. Că asta era trendul mondial. Nu puteam noi să ne opunem. Nu, a fost un proiect de țară. Proiect de țară la care s-a lucrat, recunosc. La care a venit un președinte de stânga cu el. Da. E adevărat. De acolo pornesc proiectele de țară. Acum construim la Consiliul Național un proiect de țară. Care să avem de prins și moneda unică și intrarea în Schengen și toți regionalizarea. Și regionalizarea și multe altele. Păi educație nu avem de gând să facem mai mult. Am pornit cu natalitate. Da. Care este o mare problemă. Am luat și ne-am uitat la... Sunt două proiecte majore făcute în Israel. În primul rând trebuie să ne iasă Ungurii au un model foarte interesant cu natalitatea. Și polonezi.
trebuie să ne iasă din cap că noi mai inventăm apa caldă. Nu. Dacă trebuie să uităm odată că suntem... Am tot vrut 30 de ani să o inventăm, n-am reușit. Și atunci PSD-ul a venit cu Startup Nation, care a fost de succes și în Statele Unite și în Israel, și am luat sistemul. Cum s-a schimbat puterea? I-au băgat în faliment pe toți și nu au existat Startup Nation. Adevărat, da. Din 100% e un randament de 25%. Este imens. Prima oară, Israelul, nu știu cât au avut, 5% de ajuns la 30%. De parte, urmă, vii știu, și te uiți, de peste vorbești, 10 ani. Vorbești de pensii. Da. Când vrea mărire PSD-ul, spune de-o spomeni. Nu spomeni. Adică, să nu-i mai jignim. Oamenii au muncit, vor să aibă și ei, să trăiască într-un trai normal. Să aibă să-și plătească energia, medicamentele, să-și mai ajute nepotul, fiindcă au muncit și ne-au făcut pe noi. Corect? Da. Nimeni nu vorbește de un program coerent în afară de PSD și am venit cu lege în Parlament cu natalitate. Nu trebuie să dai pomeni la tineri. S-a dus vremea pomenilor. Trebuie să încurajezi. Trebuie să le oferi servicii. Servicii, să încurajezi. Servicii, așa serviciu cum... medical, da. Educație, after school, creșă. Omul, când s-a hotărât... Alocații. Și mult mai multe. Omul s-a hotărât pentru... să facă un copil, să știe că statul este atât de bine organizat pe zona... Dom'le, după ce mi s-a născut copilul, eu știu că mă așteaptă pașii eu următor, da. Nu înseamnă că o să trebuiască să lipsesc de la serviciu, nu trebuie, că nu găsesc bonă și foarte scumpă, fiindcă sistemul mi-a pus la dispoziție absolut totul. Lumea caută servicii. Asta înțeleg. S-a terminat vremea pomenilor. Păi educație, sănătate și cultură, pentru că ceea ce se întâmplă inclusiv cu guvernul PSD și guvernul liberal, să știți că este o dezamăgire pentru întreg sectorul cultural. Cineaști ăștia care iau ursul de aur, iau globe de argint, iau... Nu mai existăm în sport, nu mai existăm. Nu mai existăm, am avut cele mai puține medalii din istorie, în fine. Oamenii ăștia au cerut în stradă, domne, dați-ne dracu 30 de milioane la CNC să facem mai multe filme, dacă tot ne ies chestiile astea. Toată lumea ignoră. Funcționează. Nu investim în ce funcționează. Căutăm... Cercetarea e cenușerasă. Cultura e cenușerasă. Învățământul e o cenușerasă. Vorbeam ieri cu Ionuț Vulpescu și a zis că o să iasă într-o săptămână sau două și o să formă la ISD, o să provoace și o discuție, nu numai cu oameni din interiorul Partidului Social Democrat, o discuție serioasă pe cultură și care-i viitorul. Deci am început să funcționăm. O să... funcționeze și Institutul Social Democrat. Mai ales că se crede în mod greșit. Vă spun o chestie. Cum să abordezi sportul? Dom'le, dacă ai performanță la caia ca noi, dom'le, direcționezi. Investește. Ungaria a făcut asta. Către tradiție. Ungaria. Și mergi pe vârfuri. Și uitați-vă unde e Ungaria la medalii olimpice. Cum poți să faci la fotbal? Dom'le, e și sportul de masă. Dar nu exclude. Îmi spunea cineva... Dom'le, sunt 21 de terenuri de fotbal în jurul Parisului. Da, jurul Bucureștiului sunt două. De unde vreți jucători de fotbal? Exact, nu. Aici sunt... De unde să... Din Maidan... La CFR și în infrastructură sport sunt talente, prost, dar ele venind din Maidan, nu mai duc nivelul de performanță. Talentele performează doar din întâmplare. Haleb, pentru că a făcut întâmplarea să aibă părinți bogați. S-au aplicat. Și doi la mână, băiatul ăsta... David, care e în notă, i-a zis doctorul, doamnă, duceți-l la doctor, la not, să-și facă bine coloana. Deci, dintr-o întâmplare medicală, a ajuns un talent să-i sperie pe cei mai mari înătători din lume. Publicitate și revenim în două minuțele. Cu un design subțire și un echilibru corect al caracteristicilor, laptopul A3510 oferă caracteristicile esențiale pentru sarcinile de calcule zilnice, la școală sau acasă. Ecranul de înaltă definiție cu proprietăți antiorbire oferă o vizualizare confortabilă pentru orele petrecute în fața calculatorului. Carcasa texturată combina aspectul plăcut cu o rezistență sporită la scârieturi. Performanța puternică, conectivitatea fiabilă, transferul rapid de date cu acoperire departe de router, cât și slotul de securitate, fac din laptopul Fujitsu LifeBook A3510 camaradul perfect. Acum în stoc la partenerii autorizați Fujitsu.
Creativitatea și inovația sunt stimulate de somn. Despre somn, cum să-ți îmbunătățești calitatea carierei și creativității prin somn, toate aceste subiecte vor fi discutate de cel mai recunoscut specialist în somn din lume, Dr. Matthew Walker, la conferința globală IAA Creativity for Better. Prezența doctorului Walker este posibilă datorită implicării Regina Maria. Ești invitat pe 27 și 28 octombrie la conferința globală IAA. Bilete pe www.creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri: Kaufland, Presenting Partner, Coca-Cola, George, TikTok, Facebook și Google, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla. Ce înseamnă rasă în ziua de azi? Cât de mari sunt asemănările și deosebirile dintre noi? Ce este identitatea? Cartea Cine suntem și cum am ajuns aici, scrisă de David Rach, oferă răspunsuri captivante despre evoluția omului și schimbările prin care a trecut acesta pe parcursul ultimilor 100.000 de ani. Cine suntem și cum am ajuns aici a apărut în colecția Corinth Future și este disponibilă pe editura corinth.ro și în librăriile partenere. Citită de Radio Guerilla. Dragi tovarăși, sper foști tovarăși, Muzeul Amintirilor din Comunism se deschide în această toamnă la Brașov și este în căutare de obiecte cu povești. Toți cetățenii interesați să contribuie la construcția viitorului muzeu sunt invitați să-și scoată de la naftalină obiectele și poveștile din perioada comunistă. Mai multe detalii pe madc.ro. Muzeul Amintirilor din Comunism este și despre tine. O campanie curajoasă de aducere a minte cu un impact puternic asupra emoțiilor cetățenilor, dar și asupra culturii, istoriei și turismului din România. Plăcut de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Voie bună, energie și entuziasm te așteaptă la Festivalul Național de Improvizație ediția a noua. La Teatrul Național, Sala Amfiteatru și la Recul în București au loc între 16 și 19 septembrie spectacole de improvizație cu invitați internaționali, profesioniști români și debutanți talentați, alături de ateliere pentru începători curioși și pentru avansați deopotrivă. Spectacolele pot fi vizionate și online. Detalii pe improfest.ro. Bilete și abonamente pe eventbook.ro. Proiect cofinanțat de Primăria Capitalei prin Arcub. Plăcut de Radio Guerilla. Shahrimanic face un pas în afara lumii și aduce lăutarii din România împreună cu muzicieni din diferite colțuri ale pământului. Shahrimanic World debutează în București, în Herăstrău, în 24 și 25 septembrie, cu trei tarafuri de mare ștaif și un grup de muzicieni din Algeria. La Bes, taraful Ionica Minune, Gypsy Jazz Band Bibescu, Corina Sârghi și taraful Jean Americanu. Muzica lăutărească se va undui cu cea africană și rumba gitană, flamenco și ritmurile Americii de Sud. Mai multe informații pe pagina de Facebook Shahrimanic, cântat de Radio Guerilla. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. A treia cale. Acid analitic. Preparat de Liviu Mihaiu. Cu Marcel Ciolacu aici, trebuie să vă spun ascultătorilor că eu nu sunt aici la interviu ca să-l cert pe Marcel Ciolacu doar pentru că este în PSD. Eu sunt aici ca să aflu de la Marcel Ciolacu ce s-ar putea întâmpla bine pentru țară, ca să eliminăm înjurăturile de, hai să spunem, de serviciu. Cum va arăta nou PSD? Că zice cineva, nou PSD mor de râs. Cum va arăta? Cum s-a schimbat PSD-ul de la Dragnea încoace? În trei propoziții. E o schimbare totală de abordare. Bun, asta mi-a zis-o cu președintele, cu statutul, nu trebuie să candideze neapărat. Cu faptul că nu se mai ia decizia, 60 de persoane s-au mărit forul de conducere și cu președinții de CJ și cu primari. Deci au venit administrațiile. Cei de la firul ierbii, da, au venit în conducere și nu mai pot să iei niște decizii tâmpite, autoritariste, care, da, care se răsfrâng până la cetățean, da, fiindcă vin oamenii și au argumente. Foarte dificil. Durează ședințele câte 3-4 ore, nu mai durează 10 minute sau jumătate de oră. Munca de partid e grea, munca de convingere, cum să zicea. S-a deschis partidul, am dat drumul la Consiliul Național, am dat drumul la ISD. Toate aceste lucruri făcute într-un timp record. Ce rol va avea Vasile Dâncu în partid, în viitorul partid? În primul rând, toate politicile publice vor fi discutate cu oameni din partid, cu specialiști din afara partidului, cu adevărat. Oameni, în primul rând, care au competență, o structură, o și competență și o structură social-democrată.
o structură, da, de stânga. De stânga, am înțeles. Unde se creează un forum și poți să fii niște politici publice așteptate. Care este cel mai bun ministru de finanțe? Eu țin minte, în criza economică din 2008, americanii ne-au zis, bă, băieți, vine criza. Puneți-vă, dracu, un ministru de finanțe bun, că altfel ați belit-o. Nu l-am pus, bulgarii l-au pus, au o stabilitate fiscală și financiară demnă de invidiat. L-au găsit pe la Harvard un bulgar cu doctorate, masterate și cu practică și Bulgaria este mult mai stabilă financiar astăzi. Care e ministrul de finanțe pe care PSD-ul visează? Dom'le, este un băiat care, ăla chiar care n-ar hali nimic, nici de la baron, nici măcar de la președintele baron, dar ar pune o bază solidă fiscalității și moravurilor din colectare. Sunt doi oameni, amândoi de orientare, Liviu Voinea, așa, acum la FMI, reprezentantul României la FMI, mai este Leonard Baldea, viceguvernator la Banca Națională. Sunt oameni. Sunt, am sunt înțeles. Oameni. Eu știu că sunt, domnul Ciolacă, dar noi nu-i punem pe aia cei mai buni. Avem o boală, adică eu n-am văzut la Rom. Cala în România, noi vrem noi vrem să folosim oamenii când ajungem în anumite funcții. Știți de decizii. Ce a distrus țara în administrația locală? Vă spun eu. Faptul că ați fost consilier local. Faptul că consilierii unui primar, de exemplu, în loc să fie urbaniști, în loc să fie arhitecți, oameni care au studiat pe afară, care au văzut cum să circulă la Paris, la Bruxelles, noi punem niște consilieri politici și becheri cu pantofi ascultiți. Am o rugăminte. Eu am fost, cum se din ăsta, n-a scris nimeni până acum, dar poate urmează. Baron local, nu? Am fost președintele PSD-ului Buzău. Da. Am o rugăminte. După această emisiune să-i... Normal că primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, am vorbit și înainte, dar nu m-am implicat politic când și-a făcut lista de consilieri locali. Vă rog frumos să intrați pe lista de consilieri locali. Să vedem ce CV-uri au acolo. Și veți vedea ce CV-uri de tineri cu școală în străinătate. Bun. Cu tineri care au revenit în orașul natal după ce au fost în diaspora. Nu, președinte, cu proștii să știți că ne scufundăm. Vă anunț o veste. După această listă și după abordarea pe care o are Constantin Toma în Buzău, este primarul de mare municipiu, municipiul reședință de județ, cu cel mai mare scor electoral. Bun, deci asta trebuie să aveți și noastră un bolojan. Să aveți și noastră un bolojan. Vrem mai multe. Uitați-vă la Galați. Vrem realizări de tarie. Uitați-vă la Brăila ce se întâmplă. Să știți că... Că secretul bolojan este că a luat oameni buni. Atât. Ăsta există în administrațiile locale conduse de PSD și exemple mai bune decât Bolojan. Ca și consilier ați închis magazinele de etnobotanice, dar la interviu cu colegul meu Dobrovolski, domnul Marcel Ciolacu a promis că va sprijini aprobarea cânepii medicinale. Sunt două lucruri distincte. Eu vă spun un caz. Era un flagel în Buzău. În Buzău. Am văzut și în București. Am văzut și informațiile venite și de la poliție și de la, știu. La DICOT. Ne-au fost puse la dispoziție și toți elevii de la liceele, mai ales mari, în loc să fie coadă la șaorma, erau la etnobotanice. Alea nu, alea exact sunt moarte. Întâi a fost cu poliția locală. Dar eu am coleg, domnul Ciolacu, am coleg de vârsta mea, pe care l-am întâlnit la o lansare la un vernisaj, care mi-a spus, am fost în terapie intensivă cu cancer și cu cannabis medicinal, iată-mă, arăta mai bine ca mine, la aceeași vârstă, sportiv. De unde era să moară. Iar noi acum alergăm copiii care vând ulei și copiii care dețin și ei un sâmbure de... Adică noi n-avem legătură cu Europa. Știți foarte bine, am fost a treia țară din lume pe producția industrială de cânepă. Industrială. Da, e cu totul altceva. Păi nu. Știți câtă cânepă e... Știți că grindurile din Delta. Canada lui Trudeau face cânepă industrială cu soiuri obținute de cercetarea românească și doi la mână când legalizăm marihuana. Că cânepa industrială e una... Și medicinală? Așa. Doamna Cristina Dumitrache de la Constanța, care are acest proiect,
El este în dezbatere în interiorul grupului și vom lua o decizie. Vorbim totuși de o legalizare în zona medicală. Medicală și industrială. Să ne fie foarte, foarte grav. Sativa. Pentru că avem și, cum se zice, și cărămizi din cânepă care sunt mai bune decât beton. Vreau să fiu foarte bine. Vorbim de zona medicală, medicală și industrială. Pentru că noi am închis o industrie de frică să nu cultive cineva în mijloc. Păi nu. Cealaltă. Bine, noi ne-am deschis școlile de frică că facem COVID, în loc să luăm măsuri să nu se îmbolnăvească copiii. Calea cea mai ușoară este să închizi. Să interzici. Fiindcă și cea mai proastă în aceste categorii. Nefiind eficient administrativ, atunci e cel mai... Dom'le, ca să n-am probleme, închid. Asta s-au terminat și probleme. Și ultima întrebare, pentru că Banca Mondială ne spune de ani de zile în cercetările pe care le face economice, cel mai mare potențial al României, dincolo de cel de resurse, mă refer la resurse, gaz, petrol, minerale, cel mai mare potențial este turism. De ce nu este prioritate cel mai mare potențial, și aici mă refer cu tot, cu balneare, cu ape, cu de tot, de ce nu este prioritate de țară ceea ce avem cea mai mare deschidere și potențial, care e turismul? Să spună cineva, domne, avem trei mari domenii pe care vom merge în proiectul ăsta de țară. Pac, pac, pac. Mai mult, am constatat că litoralul nu funcționează mai mult de 3 luni. Maximum. Maximum 3 luni. Și atunci trebuie să creezi între... Am distrus Horeca. Noi suntem statul, pe perioada pandemiei am distrus Horeca. Am distrus Horeca, da. PSD-ul au dat acele vouchere de vacanță. Cu acele vouchere de vacanță nu plecai nici în Turcia, nici în Bulgaria. Știu, domnul Ciolacu, dar este luată măsuri structurale, nu numai bilete. Nu, nu, voucher. Dar n-a fost pomană. Știu. Fiindcă cu acel voucher conceptul. Mergeam la o pensiune unde eu nu consumam numai voucherul, numai cazare. Exact. Deci cream plus valoare. Plus valoare, da. Primul lucru pe care l-au tăiat a fost... Domnule, a venit cineva, un studiu de impact, un ministru de finanțe să vadă că acele 2 miliarde care mergeau pe voucher de vacanță i-a duceau... Și câteva sute de mii de oameni de angajați. Oameni care n-au fost niciodată la mare. Eu am fost cu primarii din muzeul la mare, scuzați-mă, săptămâna trecută, și am avut un primar care a zis, domnule, la 50 și ceva de ani, primarul de la Colț, care a zis, domnule, să știți că eu sunt pentru prima oară la mare. La mare, da. Deci pentru mine, să știți că a fost un șoc. Și pentru mine, dar România e un șoc în fiecare zi. Mulțumesc, Marcel Ciolacu. Sperăm să mai vorbim cu PSD-ul și cu Marcel Ciolacu, așa cum am vorbit cu toți ceilalți lideri politici existenți pe scena politică. Vă mulțumim, noi ne auzim la A Treia Cale săptămâna viitoare. Eu mâine plec în Delta în expediția cu cei 10 oameni care vor să vadă Delta alături de mine, așa că ne auzim joia viitoare la A Treia Cale. A Treia Cale cu Liviu Mihaiu. Mai mult ca prefectul. Prin